Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Oneștiul, un mare șantier. O adolescentă din Comănești dată dispărută. Îmbujorăm România, îmbujorăm Bacăul. Polițiștii au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei Ciubotaru Emma Adriana, de 17 ani, din orașul Comănești. Minora a plecat voluntar de pe raza localității și nu a revenit nici până la această oră. Semnalmente, are o înălțime de aproximativ 1,60 m, o greutate de aproximativ 60 de kg, păr castaniu roșcat, o căprui. La momentul plecării era îmbrăcată cu o geacă de blugi de culoare albastră, bluză de culoare roz, blugi de culoare albastră și purta încălțăminte sport de culoare albă. Cetățenii care pot furniza orice fel de informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Poliția orașului Comănești, telefon 0234 374 307, dispeceratul IPJ Bacău la telefon 0234 202 000 sau să sune la 112. Luna mai ne surprinde cu o nouă provocare plăcută pentru elevii școlii noastre, o acțiune în care elevi, profesori, autorități decid să se implice activ. La inițiativa doamnei secretar de stat din cadrul Ministerului Educației, profesor dr. Antoaneta Bolchiș, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, reprezentat de doamna inspector general profesor Anca Igarmin, a făcut echipă cu elevii școlii gimnaziale ale Curuso și au plantat împreună în curtea școlii bujori, floarea națională a României. Încurajați de vremea frumoasă, elevii au fost încântați să facă parte din această campanie de conștientizare și învățare, prin care se promovează floarea ca element reprezentativ pentru cultura și tradiția românilor. Elevii au fost mândri să facă parte din această echipă și să lucreze cu membrii instituțiilor publice din orașul Bacău, dar și să învețe modalități de plantare și îngrijire ale acestora. Colaborarea din 12 mai a avut loc și într-un context potrivit pentru școala gimnazială ale Curuso Bacău, care se află într-un proces de reamenajare a curții, dând un plus de culoare și de frumusețe spațiului școlar. Implicarea e de dorit, dar implicarea e firească atunci când și în preajma Zilei Naționale a Bujorului, floarea noastră dragă, dar atât de rară uneori, și iată, în cadrul unei campanii naționale inițiate de doamna secretar de stat Antoaneta Bolchiș de la Ministerul Educației, suntem alături de copii, copii alături de noi și încercăm să vedem partea vivida a vieții, să vedem frumosul din viață, să vedem că în jurul nostru natura are atâtea de oferit și că suntem singurii de care depinde cumva soarta, ceea ce înseamnă viitorul naturii, viitorul nostru, adică tot ceea ce înseamnă, iată, viețuirea într-un mediu sănătos, frumos, colorat. Nu a fost greu, pentru că eu așa am fost formată, da, din fericire, să pun mâna și pe o unaltă de lucru a pământului, da, chiar e o formă de destindere, de amintire a ceea ce înseamnă, iată, atingerea pământului. E o provocare și pentru noi, într-adevăr, cei care intrăm într-o monotonie a vieții moderne, dar dacă nu fugi de provocări, nu fugi de greu, bineînțeles că e facil și plăcut. Astăzi, practic, acțiunea de ecologizare și de reamenajare a curții școlii a coincis cu campania națională a doamnei secretar de stat Antoaneta Bolchiș, care a venit cu o inițiativă foarte faină și nouă ne-a plăcut. Și am fost deschiși să ne aliniem la aceasta, și anume să îmbujorăm România, în speță Bacăul. Elevii au fost extrem de receptivi la această inițiativă, s-au implicat, sunt băgați în treabă așa cu totul. Iar faptul că astăzi avem niște invitați de seamă, și anume reprezentanții inspectoratului școlar alături de doamna inspector școlar general, e un plus valoare pentru evenimentul nostru. Elevii cei mai importanți beneficiari acestui proiect educativ de colaborare, de învățare și înfrumusețare a mediului și-au exprimat bucuria de a găzdui această acțiune colectivă și de a deveni ambasadori ai promovării acestui element de identitate națională. Spune-te, rog, ce faci aici? Eu plantez un bujor. De ce? Pentru că bujorul simbolizează România. Și ne-am gândit să plantăm bujor, să
înfrumusețăm și școala, grădina școlii. Ai mai făcut vreodată lucrul ăsta? Nu, este o experiență nouă. Pentru ce faci aici? Plantez niște bulbi. De ce? Facem parte la o activitate de înfrumusețare a școlii. Așa, și cum este? Foarte frumos. Îți place? Da. Ai mai plantat până acum? Da. Ce? Trandafiri, zambile. Bâneștiul s-a transformat într-un mare șantier și asta se datorează proiectelor numeroase și consistente care au fost atrase în municipiu. Despre toate acestea ne-a detaliat primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină în cadrul emisiunii 24 de ore. A fost o parte grea să obții, să scrii și să obții finanțările, dar și mai greu va fi să le gestionezi și să le implementezi. Trebuie urmărite lucrările. Este destul de complexă această activitate, dar am mare încredere în colegii din cadrul Direcției de Integrare că pun suflet și experiența lor și totul va decurge așa cum trebuie. Asta e veste bună, pentru că am zis eu că Oneștiul, chiar în primul mandat, înainte de a intra dumneavoastră primar, au fost mult timp, o perioadă mare de timp în care nu multe proiecte au fost atrase, dar nu face referire la acelea. O să vorbim că acum Oneștiul este un șantier. Da, oriunde am merge, este un șantier. S-au atras într-adevăr fonduri din toate direcțiile. Dând la o parte fondurile europene, am primit foarte multe fonduri și o susținere deosebită, am primit și o atenție deosebită și susținere din partea Consiliului Județean. Doar de la Consiliul Județean avem proiecte pe care urmează să le implementăm sau sunt în curs de implementare de peste 50 de milioane de lei, ceea ce, la fel, nu știu dacă adunat în istorie s-au primit de la Consiliul Județean Oneștiul 50 de milioane. Chiar am găsit înțelegeri, sunt oameni cu care se poate discuta, avem un dialog bun și Oneștiul are de câștigat din treaba asta. Am înțeles. Important, și o să intrăm direct în miezul problemei, pentru că avem nevoie de răspunsuri din partea dumneavoastră și oneștenii până la urmă au nevoie. Sigur, da. Am zis că Oneștiul este un adevărat șantier, este o veste bună. Lucrările de implementare a sistemului de înlocuire, de fapt, a rețelei de apă și canal din Onești dă dureri de cap. Da, dau dureri de cap. Am să vă și spun, da, este implementarea pare ușor haotică și nu contrazic acest lucru, dar se datorează și faptului că au început foarte târziu. Înțeleg că fosta administrație a tergiversat puțin începerea lucrărilor, nu s-au intabulat terenurile, nu s-au făcut cadastrările la timp. În momentul în care am intrat primar, erau cumva cel puțin 6 luni în întârziere. Am făcut contracronometru cu sprijinul colegilor tot ce trebuia făcut. Am eliberat autorizația de construcție în ultima zi în care se mai putea elibera, că altfel era exista. Nu că derea intenție, atenție! Și aia parțial, am eliberat o jumătate de autorizație pentru jumătate din lucrări. După vreo 4 luni am reușit să terminăm cadastrările și toate măsurătorile pentru a putea elibera și partea a doua a autorizației. După ce am eliberat autorizația, fiind într-o atât de mare întârziere, existând riscul să se blocheze și să nu se termine până la finalul perioadei în care trebuia implementat, am fost nevoiți să dăm un aviz de săpătură pe toată lucrarea. Lucru care nu ar fi trebuit să se întâmple așa. Dacă totul decurgea în mod normal și erau timpii corecți, lucrările trebuiau să se dea etapizat, în facție de graficul de evoluție. Fiind într-o foarte mare întârziere, am ajuns în situația aceasta. Cu siguranță vor mai fi investiții. Anul viitor probabil vor începe din nou lucrări pe apă și canalizare, ceea ce nu s-a înlocuit în prima fază, se vor înlocui în a doua fază. Din discuțiile cu reprezentanții Raja vor mai fi 27 de milioane de euro investiții la Onești, se va schimba absolut tot, dar cu siguranță nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat acum. Asta pot răspund cu capul, dacă voi merge, am avut discuții pe tema asta, vom merge împreună, voi merge personal împreună cu proiectantul pe teren să creăm cât mai puțin disconfort și cu siguranță vom da avizele de săpătură etapizat.
cu termene clare, s-a terminat o etapă, se dă următorul aviz de săpătură. Nu-l vom mai da la pachet per pe total, toată lucrarea. Așa. Dar încă o dată vă spun, eram într-o foarte mare întârziere și am fi riscat să se piardă acest proiect important pentru comunitate. A fost o perioadă într-adevăr grea, vor mai fi cel puțin pe cartiere, 2-3 luni. Sunt în grafic, domnule primar. Am mai purtat discuția ele asta. Sunt decalate un pic, ar fi trebuit să termine în martie. Așa. Nu s-au terminat în martie pentru, din cauza, prima dată, partea cu COVID-ul, după care războiul din Ucraina a decalat furnizările de materiale. Am înțeles. Și atunci Ministerul Dezvoltării și Investițiilor și Dezvoltării se duc documente, constructorii au dus documente și au făcut dovada că au întârziat materialele respective și s-a înțeles decalarea timpului de finalizarea lucrărilor. Dar cel mai sigur, undeva în luna iunie, nu vom mai avea niciun drum deschis, adică se va reabilita tot. Deci luna iunie, anul acesta. Anul acesta, da. Foarte deci, importantă ce știrea. Ce vă pot spune că ne trebuie... Bun. Ne-au încurcat și ploile. Da, și temperatura scăzută nu ne ajută foarte mult. Plus, bun, există un alt disconfort, este și oamenii pe bună dreptate îl resimt, anumite drumuri nu sunt reparate, dar pentru a primăria și oneștia câștiga niște bani, ne concentrăm și pe refacerea acestor lucrări, pentru că anul trecut orașul a avut de câștigat undeva la 2,5 milioane din aceste reparații făcute de DPP. Turnarea asfaltului îl efectuează DPP-ul în urma pregătirii terenului, asfaltul la șterne DPP-ul. Din această lucrare, orașul a beneficiat undeva, bugetul DPP-ului a scăzut cu aproximativ 1,5 milioane, că acești bani de pe salarii au intrat în prețul de producție a asfaltului turnat către terți și în jur de un milion a avut profit, bani din care se va cumpăra acum o basculă și alte utilaje din banii respectivi. Este un plus pentru comunitate. Nu puteam să, cu riscul de a-mi atrage ușoare comentarii, antipatie. Au fost și vor mai fi. Nu puteam să-mi bat joc de comunitate, să dau cu piciorul la acești bani și doar pentru imagine. Vineri 12 mai de la ora 10 în cadrul Universității Vasile Alexandri din Bacău a avut loc deschiderea oficială a conferinței internaționale OPROTEC, organizată de Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandri Bacău. Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandri Bacău organizează în perioada 11-13 mai conferința internațională OPROTEC, ediția a 18-a. Evenimentul reunește specialiști de renume din țară și din străinătate și se vor dezbate cele mai actuale teme din domeniul științelor inginerești înscrise în cele 7 secțiuni ale conferinței. Suntem la 18 ediție a conferinței internaționale optimizarea proiectării constructive, OPROTEC, unde după o pandemie avem acum șansa, norocul să avem oaspeți din Franța, Turcia, Bulgaria, Polonia și multe alte universități din România, Galați, Iași, București, Sibiu, Cluj. Universitatea organizează această conferință chiar și în perioada în care am avut acele restricții sanitare, au fost câteva ediții online, pentru a păstra continuitatea întâlnirilor științifice între cercetătorii din domeniile ingineriei industriale, ingineriei electrice, informatice, ingineriei mediului, ingineriei alimentare, mecatronicei și a mecanicii. Acestea sunt domeniile pentru care organizăm această conferință. Facultatea de Inginerie a Universității Vasile Alexandri din Bacău este gazda și organizatoarea celei de 18-a ediții a conferinței internaționale OPROTEC. Conferința este structurată pe 7 secțiuni, la cele 7 secțiuni fiind înscrise 154 de lucrări, sunt 338 de autori de la 70 de instituții din țară și străinătate. Și vorbim aici despre universități, institute de cercetare, instituții din învățământul preuniversitar, agenții economici. Lucrările conferinței sunt completate de 3 workshop-uri susținute de
agenți economici din domeniul științelor inginerești și asociații profesionale. Concomitent cu conferința OPROTEC se desfășoară și cea de-a șasea ediție a sesiunii de comunicări științifice studențești, Ingineria Profesia Viitorului. La cele 9 secțiuni ale sesiunii sunt înscriși 133 de lucrări, 144 de participanți. Aceste manifestări sunt organizate cu prilejul aniversării a 62 de ani a Universității Vasile Alexandrii din Bacău și 47 de ani de învățământ superior tehnic la Bacău. Mulțumim pentru interesul acordat manifestărilor noastre, participanților, autorităților locale, Consiliului Județean Bacău în mod special pentru sprijinul pe care ne l-au acordat pentru organizarea acestor manifestări. Este o perioadă de sărbători în cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Au început zilele școlii doctorale. Astăzi se desfășoară conferința internațională OPROTEC. De asemenea, avem o susținere de teză de doctorat, sunt foarte multe evenimente și suntem bucuroși că au venit foarte mulți invitați din multe țări. Spre deosebire de anii trecuți, când a fost pandemia și lucrurile s-au desfășurat online, acum avem ocazia de a face un schimb de idei față în față, să luăm la cunoștință de realizările fiecăruia și mai ales de eșecuri, că din greșeli se învață mai mult decât din realizări. Manifestările științifice din acest an omagiază împlinirea a 62 de ani de învățământ superior în Bacău și a 47 de ani de învățământ tehnic superior. Evenimentele de amploare s-au transformat într-o adevărată carte de vizită pentru Facultatea de Inginerie, prin intermediul cărora sunt dezvoltate noi relații de colaborare, atât prin programele de studii din domeniul ingineriei, cât și din domeniul cercetării științifice. Onorat prezidiu, stimați reprezentanți ai autorităților locale, distinși invitați, reprezentanți din mass media, stimați colegi, dragi studenți. Astăzi participăm la un eveniment important în viața comunității academice a Facultății de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău și sunt onorată să deschid lucrările cele de-a 18-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale Optimizarea Proiectării și Tehnologiilor în Construcția de Mașini OPROTEC 2023. Conferința OPROTEC se înscrie în manifestările de tradiție ale Facultății de Inginerie. Programul conferinței cumulează 7 secțiuni, unde sunt înscrise 154 de lucrări. Au contribuit la realizarea acestor lucrări 338 de cadre didactice și cercetători din 70 de instituții din țară și străinătate. Universități, institute de cercetare, unități de învățământ din mediul preuniversitar, agenți economici, 39 din străinătate și 31 din țară. După cum urmează, Franța, Grecia, Spania, Italia, Ungaria, Polonia, Norvegia, Bulgaria, Serbia, Turcia, Algeria, Arabia Saudită, Congo, Camerun, Republica Moldova și România. Cele 7 secțiuni ale conferinței tratează variate arii tematice din domenii precum optimizarea proceselor și sistemelor de fabricație și proiectare asistate de calculator, optimizarea tehnologiilor și echipamentelor din industriile de proces, optimizare în inginerie și protecția mediului, mecatronică și robotică, inginerie economică, inginerie chimică și alimentară, energetică industrială și știința calculatoare. Dialogul dintre partenerii din mediul economic, industrial, asociațiile profesionale, cercetători și universitate, constituie o cerință obiectivă și poate deveni o realitate a dezvoltării economice. În acest sens, manifestările conferinței sunt întregite de 3 workshop-uri susținute de parteneri din mediul economic și asociații profesionale din domeniul științelor inginerești. Concomitent, se desfășoară
și Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, Ingineria Profesia Viitorului, aflată la ediția 6-a, care se bucură de un interes crescut din partea studenților, la cele 9 secțiuni fiind înscrise 133 de lucrări, 144 de studenți participanți din centre universitare din Iași, Galați, București și Bacău. Manifestările științifice din acest an omagiază împlinirea a 62 de ani de învățământ superior în Bacău și a 47 de ani de învățământ tehnic superior în Bacău. Organizarea acestor manifestări științifice nu ar fi fost posibilă fără sprijinul conducerii universității și implicarea colegilor din Facultatea de Inginerie, a colaboratorilor, partenerilor, administrației locale, a Consiliului Județean Bacău Undeose și a celorlalți sponsori. Nemulțumit de soluționarea unor dosare penale, un bărbat a spart duminică după amiază geamul ușii de acces în parchetul de pe lângă judecătoria Onești, dar a fost reținut imediat de subofițerul jandarm aflat în serviciu de fază și protecție instituțională. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Jandarmul a auzit zgomotul produs de spargerea sticlei și a ieșit din clădire, moment în care a observat un bărbat care părăsea zona. Nemai fiind altcineva în apropiere, a fost evident că acesta arunca cu două pietre de la o distanță de câțiva metri de pe trotuar, iar jandarmul a procedat la imobilizarea și reținerea lui în vederea efectuării verificărilor necesare și luării măsurilor legale ce se impuneau. Bărbatul în vârstă de 43 de ani este o cunoștință mai veche a jandarmilor băcăuani cu un istoric revendicativ la adresa justiției. Fapta nu face decât să-i complice situația, deoarece i-au fost întocmite actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburare a ordinii publice, iar dosarul cu actele procedurale a fost înaintat organelor de urmărire penală. Inspectoratul de Jandarm Județean Bacău are în competență 29 de obiective la care execută misiuni de pază și protecție instituțională, unde jandarmii acționează în vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale de natură penală și contravențională. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 16 mai, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat. Maxima zilei nu trece de 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Miercuri, 17 mai, cerul va fi parțial înnorat, ne vom bucura de soare. Mercurul în termometre atinge valori de 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.